Salutare, prieteni! Vreau să vă fac cunoștință astăzi cu o nouă lucrare creștină. Este vorba despre centrul de zi pentru copii din Strășeni și alături de mine este Erica, cea care a stat la fundamentul acestei lucrări. Erica, salut! Salutare! Spune-mi, te rog, ce reprezintă în câteva fraze centrul de zi pentru copii din Strășeni? Câteva fraze? Eu aș spune, cred că centrul de zi pentru copii este o punte între copii și Dumnezeu. Deci noi aici învățăm pe copii cuvântul lui Dumnezeu zilnic și vrem ca ei să ajungă să accepte pe Dumnezeu în inima lor, să îl urmeze și astfel să creștem o generație de oameni temători de Dumnezeu și o societate creștină, sănătoasă pentru țara noastră și pentru municipiul în care locuim. Vrei să ne faci o prezentare a activității voastre? Da, haideți! Copiii vă așteaptă! Bine ați venit la Biserica Vestea Bună! Astăzi este miercuri și în plină desfășurare centru de zi pentru copii. Acum sunt la în jurul la 23 de copii și deja fac studiu biblic pe grupe. Astfel pentru că azi eu trebuie să vă fac o excursie, grupa mea face studiu cu Iulia. Dar despre toate aflați pe drum. Haideți să vedem! Acest grup este grupul care studiază cursul Iacov. Vai, am dat de probleme. Este un manual foarte bun și interesant pentru că învață pe copii să rezolve problemele și să știu cum să ajute pe ceilalți semeni ai lor care trec prin diferite probleme. Haideți să vedem cum lucrează copiii. Deci, acest curs este elaborat foarte interesant. Pentru că, în acest manual găsiți nu doar întrebările, ci și textul biblic, în special aici este epistola lui Iacov și copiii au ocazia să lucreze personal, manual, în fiecare manual. Deci, uitați-vă ce bine e completat acest manual. Pe lângă aceasta, copiii învață să folosească referințele din Biblie. Acum studiază Daniel o referință deosebită la care trebuie să dea răspuns. Să mergem. La centru de zi aveam zilnic în jur la 5 grupe de studiu. Vă povestesc care sunt. Un grup este grupul de preșcolari, copilași care nu știu încă a citi și avem pentru ei un curs separat foarte interesant și despre asta o să vă povestesc mai târziu. Alt curs care este studiat aici este cursul Iona, sens interzis. Acest curs îl studiază copiii de clasa 1 și preșcolarii care știu deja să citească și se pregătesc pentru școală. Acum mergem în grupa mea care studiază cursul pe care îl țin în mână, se numește Cum să devii campionul lui Dumnezeu. Și în special în acest manual este studiat epistola lui Pavel către Timotei, a doua epistolă. Să vedem ce fac copiii. Să știți că este foarte important să alegeți muzica pe care o ascultați, să alegeți filmele pe care le primiți. Acum este rubrica de întrebări la aplicare. Copiii au studiat cum trebuie să poarte un bun ostaș al lui Hristos din 2 Timotei, capitolul 1 și au trecut deja la întrebările de aplicare. Haideți să vă arăt un manual bine lucrat la cineva din copii. Ele toate sunt bine lucrate, dacă vă uitați atent. Poftim, Paula, spune ce nu vei face sau ce vei face ca să fii plăcut lui Dumnezeu. Mă întreba pe mama și pe tata. Deci părinții tot pot fi buni sfătuitori prin care voi puteți alege lucrurile bune. Și ei sunt buni sfătuitori. Părinții voștri sunt aleși de Dumnezeu să vă fie părinți și îndrumători în viață. Așa că este foarte important să fim ascultători de părinții noștri, pentru că asta este plăcut lui Dumnezeu. Acum vom merge în grupul care îl conduce Tănușa și ei studiază cursul Iosif. Și aici, în special, sunt fetițe la grupul ăsta.
Deci aici se studiază cursul Iosif, un curs foarte interesant și foarte bun pentru toți copilașii, pentru că acest curs ne învață să trecem prin diferite situații de criză din viața noastră și învățăm din exemplul lui Iosif cum să fim eroi. Heroi extraordinari, care în orice situație vor ști să trăiască așa cum Dumnezeu vrea, ca mai apoi să se bucure de binecuvântările lui Dumnezeu în viața lor. Deci uitați-vă, aceasta este categoria de copii de clasa a doua și a treia. Ei studiază împreună acest curs și abia au început, de la început de septembrie. Dar uitați-vă ce frumos au completat. Așa, deci, ce era eu să fac? Păstor, da? Deci, acela care păștea oi. Păstor, mi-am păstor. Așa, hai să scrie. Păstor, învăț. Okay. Grigorina, uite, scriu aici, bine? Grigorina acum învață să scrie și ea lui noi scrie cu litere mari. E cu zâmbet. E A cu zâmbet. Bravo, Salome! Salome are abia 6 ani și ea deja a învățat să scrie și să citească la clubul de copii. De la 5 ani. Da. Bravo! Și iată acum cum poate, scrie cu litere de tipar, dar ea completează manualul ei împreună cu copiii de clasa 2 și a 3. Copiii Vestea Bună a luat ființă ca rezultat a viziunii transmise de învățătorii Mia și Costel Omlice, de pastorul Vasile Filat cu soția lui Anastasia Filat și care ne-au învățat cât de important este ca să lucrăm cu copiii, cât de important este să investim în copii. Mi-aduc aminte, aproximativ 10 ani în urmă, am început cu tabere, deci prima tabără care am planificat-o, am planificat la îndemnul fratelui Vasile Filat și m-am gândit că o să fie în jur de 30 de copii. Am pregătit cadouri pentru 30 de copii, cărți de studiu biblic pentru 30 de copii, lideri pentru 30 de copii ne-am organizat și a venit ziua taberii și când am făcut prima zi de tabără, în prima zi au venit 30 de copii. Până la amiază am fost impresionați de faptul că deja erau 50 de copii. Așa că, deoarece aveam doar 30 de manuale de studiu biblic, am făcut repede din Arleta până în Chișinău ca să iau 20 de manuale pentru studiu biblic. Când m-am întors înapoi, deja nu mai erau 50, erau 70 de copii. Așa că seara am fugit iarăși la Chișinău să iau încă 20 de manuale. Când am venit deja a doua dimineață, a doua zi de tabără, nu mai erau 70 de copii, dar erau 90 de copii. Și mi-aduc aminte cu zâmbetul pe buze de aceste momente, pentru că de fiecare dată când ne întorceam înapoi, luam exact atâtea cărți cât trebuiau pentru copiii care erau în plus. Și tot așa am făcut naveta până am ajuns la 200 de copii în prima vară când am făcut tabără de zi pentru copii, cu aceste manuale atât de minunate oferite de Institutul Biblic Precept. Binecuvântarea aparte în clubul de copii sunt lideri.
Este o mare bucurie să vezi atunci când Dumnezeu, prin studierea Cuvântului Lui, prin astfel de cursuri, a lucrat la inima acestor fete. În iarna anului 2019 am venit pentru prima dată la tabără, tabără de zi, care a avut loc 3 zile. Am fost invitată de către Erica. M-a întrebat dacă aș vrea să o ajut la tabără de zi și am acceptat. Și am venit în prima zi și am avut o imagine de privit cum copiii se atașează foarte puternic de un lider, ceea ce eu n-am văzut niciodată în viața mea și asta m-a uimit și m-a făcut și pe mine să doresc să devin un lider pentru copii și prin învățătură lui Hristos să îi aduc la El. Iulia, lumea, este o persoană care, aș spune, e un om al păcii. Ea tot timpul vede stările care sunt și caută să împace copiii între ei. Dacă vede pe cineva trist neapărat, caută cum ar putea ea să implice, să rezolve această problemă. Deloc nu-i plac conflictele și ea caută să le rezolve. Cea mai remarcabilă întâmplare a avut loc la o tabără, atunci când am observat două fetițe care erau bune prietene, le-am văzut mereu împreună și la un moment dat am văzut că se lovesc una pe alta și am înțeles că trebuie să intervin și am zis, zic, Doamne, dă-mi înțelepciune cum să intervin ca să repar relația dintre ele. Le-am luat pe ele amândouă, le-am dus într-un loc mai retras și le-am pus câteva întrebări, le-am întrebat ce înseamnă prietenia pentru ele, care ar trebui să fie calitățile ale unei prietene și le-am dat niște variante. Am întrebat, dragoste trebuie să fie între prietene? Ele au spus da. Înțelegere ar trebui să fie între prietene? Au spus da. Dar neînțelegere ar trebui să fie între prietene? Au spus nu. Și zic, da, îmbrățișări și sărutări ar trebui să fie între prieteni? Și ele au spus da. Și zic, ați vrea să vă îmbrățișați acum și să spuneți că vă cereți iertare una la alta? Și ele s-au uitat una la alta, au zâmbit și au zis da și s-au îmbrățișat și de atunci le-am văzut că mereu sunt prieteni. Eu la centrul de copii am ajuns prin o prietenă care m-a invitat la clubul de copii și ea mi-a zis că acolo sunt foarte multe cadouri, hrănie, știi? Și mai întâi m-am dus pentru asta. După când am ajuns acolo, am aflat că catarea acolo era că trebuie să citim, să scriem, dar eu cu asta aveam probleme pentru că eu la 12 ani de-abia am început să citesc din cauza că am fost psihotare și n-am învățat română deloc. Și primul curs al meu a fost Iosif, un om extraordinar al Dumnezeu. Și când vine rândul la mine a citi, foarte mare emoție avem, mă înferbintam capara. Dar pe parcursul timpului, cât am învățat studiul biblic, am studiat și cât am fost alături de Erica și Erica alături de mine, am înțeles că am nevoie de Dumnezeu și vreau să am o viață ca Iosif, adică am cumpărat-o. Și am decis să mă pocăiesc la 14 ani, dacă nu mă greșesc, 14-15 ani, cam așa. M-am apropiat de fratele Adrian, am spus că vreau să mă pocăiesc, să primesc botezul. Și în 2018 am primit botezul, după am fost la școala Timotei, deja anul acesta o să fiu la a treia sesiune, da, la a treia. Și după am început să mă implic și în clubul de copii, ca lider. În a doua vară, după ce am făcut iarăși tabără de zi, în a doua vară, am hotărât să începem un club pentru copii. Când am observat potențialul în Erica, pentru că taberele le făceam la început eu cu alți lideri, într-a doua vară am dat responsabilitate Ericăi și am văzut potențial de lucru cu copiii, am trimis-o la pregătire, ca să fie pregătită la Institutul Biblic Inductiv, Institutul Precept. Și așa, în vara a doua, după a doua tabără de zi, am zis, Erica, facem club de zi. Erica nu știa nimic despre club de zi, doar a fost instruită în ce privește taberele de zi, dar ce mi-a plăcut la ea, că ea nu a zis nu. A zis, bine, când începem? Și copiilor le-a plăcut foarte, foarte mult aceste materiale și
pentru biserică, investiția în copii este foarte importantă, pentru că acum, privind în urmă, vedem copiii care s-au pocăit, copiii care s-au botezat, deja sunt mari, sunt tineri, care au trecut prin centru de zi, acum sunt lideri și acum ei lucrează cu copii, ei lucrează cu copiii la rândul lor. Cât de frumos este, cât de frumos este că Dumnezeu pregătește și lucrează în viața copiilor, ridică astfel noi lideri care să se implice în lucrarea Lui. Sabrina, de când o cunosc eu, ea este persoana care adoră copiii micuți. Și ea deosebit se raportează la copiii mici, iubește copiii și rugați-vă pentru că ea vrea să devină profesor pentru copii, în special pentru clasele primare. Cu 7 ani în urmă, la noi în familie, a decedat tata. Și eu aveam 7 ani pe atunci, nu, bine, 7 ani pe când am venit la clubul de copii aveam. Și s-a întâmplat așa că la noi în familie, după ce a decedat tata, lipsea comunicarea și înțelegerea între noi și eu căutam atenție undeva și cineva să mă înțeleagă. Și am ajuns într-o zi de marți, m-au invitat la clubul de copii, unde prima dată am cunoscut-o pe Erica și era un program și am ajuns atunci când se făcea studiu biblic. Și am făcut studiu biblic, dar ceea ce m-a impresionat pe mine cel mai mult a fost atitudinea lui Erica. Mereu zâmbăreață, cu zâmbet pe buze, era gata oricând să-mi dea atenție și să mă îmbrățișeze și să-mi dea căldura care mie la momentul acela îmi lipsea acasă. Și așa am început să fac studiu biblic zilnic, să cresc în cuvânt, să înțeleg că Dumnezeu l-a jertfit pe Domnul Iisus pentru păcatele mele și să-L primesc pe Domnul Iisus ca Domn și Mântuitor și acum mă implic în lucrare cu copiii. Parte în viața mea ca și profesor de studiu pentru copii a jucat pregătirea la Institutul Precept Ministris Internațional, în special în Moldova. Am învățat la facultatea de pregătire a profesorilor de școală duminicală. Am învățat acolo să combin studierea Sfintelor Scripturi și diferite activități, cum pot să transmit Biblia la copii așa ca ei să nu o privească ca o carte pentru maturi, ci o carte care este vie și lucrătoare în viața lor. Mulțumesc mult profesorilor care m-au ghidat în studiere, în special mulțumesc mult Violetei Vlăjenske, care de la bun început a văzut potențialul în mine și a spus să merg, să învăț și până acum este un mentor pentru mine în această lucrare. Am aflat de centru de zi printr-o prietenă de-a lui sora mea și ea mi-a spus că acolo se învață despre din cuvântul Domnului. Am practicat clubul de zi aproximativ un an, apoi am trecut la tineret, deja am avut vârsta și am făcut cunoștință cu tinerii. Eu am primit botezul în 2020, pe data de 13 septembrie și anul acesta eu am finisat anul întâi la facultatea de fotbal. Mulțumesc tuturor care au investit în mine și vreau ca Domnul să mă ajute mine în continuare să deschid un grup de fotbal ca să pot preda această unealtă copiilor și inclusiv și cuvântul Domnului. Că Dumnezeu mi-a încredințat această lucrare și mulțumesc lui Dumnezeu pentru viziunea care a pus-o în inima păstorilor, fratelui Vasile Filat, lui Adrian Blăjenske, care cu mult răbdare m-au ghidat pe mine personal în această lucrare, astfel ca peste ani, deja
să creștem așa o echipă frumoasă și să văd cum Dumnezeu lucrează și răsplătește inimi credincioase.